Bună seara, bine v-am regăsit! Începe emisiunea De ale Buzoianului. Astăzi, în studioul Campus TV, este un tânăr care vrea să devină europarlamentar pentru a milita pentru ideea unirii României cu Republica Moldova. Basarabia este România, e și deviza lui George Simion alături de mine în această seară. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit aici la Campus TV! Aseară, de fapt ieri după amiază, v-ați lansat candidatura la europarlamentare în Buzău, ca independent. Da, e o candidatură independentă, nu e o candidatură opusă cuiva, e o candidatură pentru ceva, pentru o cauză națională, cauza unității românilor de pretutindeni. Vorbim de unirea Basarabiei cu țara, totodată vorbim și de românii din Cernăuți, din Timoc, Voievodina și din comunitățile istorice din jurul granițelor și de cei de pretutindeni care muncesc pentru o Românie mare în Europa. Este mesajul dumneavoastră România mare în Europa? Sunteți, cred că, primul candidat la europarlamentare care vrea să ducă un astfel de mesaj în Parlamentul European. Da, dacă politicienii duc de regulă acolo mesajul membrilor lor de partid și își reprezintă familiile politice din care fac parte, eu vreau ca să fiu în Parlamentul European vocea românilor. Vocea românilor fără voce, care nu sunt ascultați, nu sunt auziți și de care instituțiile europene nu știu. De cele mai multe ori, europarlamentarii români merg la Bruxelles la o pensie bună, la 5 ani de relaxare. Practic sunt niște sinecuri bine plătite aceste funcții la Bruxelles și ceea ce ne dezgustă, cred că pe noi, pe toți, este faptul că ajung să se lovească ei între ei, să-și dea românii în cap românilor și să exportăm scandalurile din țară la nivelul instituțiilor europene. Eu știu o poezie, a fost și ziua lui Grigore Vieru ieri, am fost și la Râmnic, unde este un bust a marelui poet român din Basarabia. Nu da române în român, nu da că ți este frate. Asta ar trebui să ne fie învățătură de minte, pentru că în acești ani, din păcate, ca doctrină oficială avem învrăjbirea, ne dăm în cap unii altora în loc să ne unim și să găsim acele proiecte care reușesc să ne unească. Candidatura mea ca independent, România mare în Europa, înseamnă unionism. Unionism, unirea Republicii Moldova cu România, dar totodată și unirea românilor, om cu om, pentru eforturi comune. Prea mult ne-am ghidat după un proverb care spune să moară capra vecinului. Nu trebuie să moară capra vecinului, trebuie să trăiască, pentru că împreună putem prospera. Este vorba de prosperitate, unionism de asemenea înseamnă și respect față de familie și asta e o formă de unire și respect față de neam, de neamul românesc. Unionism înseamnă unire sat cu sat, localitate cu localitate, unirea orașelor, unirea regiunilor și interconectarea lor. Astfel putem să facem o Românie mare în Europa și teritorial, dar și ca învergură și ca renume, pentru că noi suntem europeni, atât istoric cât și geografic. Însă ne lipsește, din păcate, respectul pe care trebuie să-l câștigăm și celelalte popoare să ne acorde dreptul nostru firesc. Nu are cine să ne reprezinte aceste interese. De aceea v-am invitat în această seară, de aceea bănuiesc că foarte mulți sunt curios să afle mai multe despre dumneavoastră. Ați venit cu un mesaj nou, un mesaj pe care foarte mulți în campaniile electorale nu l-au mai auzit și așa cum bine a spus, pe scena politică de multe ori ne așteptăm să fie scandaluri, conflicte. Înainte de toate, spuneți-le buzoienilor cine sunteți, câteva cuvinte astfel încât să știe de ce transmiteți un astfel de mesaj în Buzău. Eu anul acesta împlinesc 33 de ani. Mare parte din viața mea de până acum mi-am dedicat-o unui ideal național. Vin din județul alăturat din Vrancea. Am făcut unul din cele mai bune licee din București, Gheorghe Lazăr. La fel și concitadii dumneavoastră aveți o figură istorică importantă pentru istoria României, Alexandru Marghiloman. Eu sunt din Vrancea, el de aici, din Buzău, de la dumneavoastră. Eu am făcut Gheorghe Lazăr în București. Alexandru Marghiloman a făcut Colegiul Sava, o rivalitate istorică între cele două licee.
După aceea am făcut administrarea afacerilor la Universitatea din București și un master în crimele comunismului în România la Alexandru Ioan Cuza la Iași, singurul loc unde se făcea acest masterat, era 2010. Puteam practic să fiu orice vroiam să fiu la finalul facultății, a masterului, și am ales să-mi dedic viața, dacă vreți, pentru reîntregire națională, pentru a apăra cauzele care mi s-au părut drepte. Am depus foarte mult efort în această cauză a reîntregirii naționale. Dar care a fost momentul? Ce v-a convins? N-aș putea să vă spun. La mine a fost probabil un declic, așa, eram în primul an de facultate, auzisem că la Chișinău, pe vremea lui Voronin, 4 liceeni de la Liceul Român Gheorghe Asachi s-au urcat pe liceu, li se schimbase denumirea liceului Voronin, o schimbase din româno-francez în moldo-francez și ei au dat la o parte inscripția cu moldo și au pus o hârtie cu român, după cum este limba vorbită în liceu, română și francez. Și am lăsat un comentariu pe internet, bravo acestor tineri că ne-au dat o lecție de demnitate națională, rușine nouă că n-am făcut nimic pentru ei. Și am lăsat comentariu la petiția de susținere și mi-am dat seama de ce n-am făcut nimic pentru ei, ar trebui să ne fie rușine. N-am făcut nimic pentru ei, pentru că granița asta de la Prut, de fapt, e o rușine pe obrazul națiunii române. Și treptat am început să facem acțiuni, meeting-uri, vedeți peste tot prin țară că scrie Basarabia e România. Am început să ridicăm nivelul de conștientizare pe o altă Românie pe care am descoperit-o peste Prut. Am făcut acțiuni serioase, avem o televiziune care emite din 2016 pe cablu la Chișinău despre neamul românesc și despre românism. Am mers din casă în casă, din poartă în poartă să vorbim oamenilor din Basarabia despre unire, pentru că practic ei au fost deznaționalizați timp de 75 de ani. Ne luptăm acolo cu o propagandă severă și cu un stat care, deși are în proporție de 80% etnici români, este antiromânesc. Conducătorii de la Chișinău, dacă nu se discută și nu se negociază cu ei, nu vor unirea pentru că și-ar pierde funcțiile. Și noi, practic, niște tineri idealiști, suntem singuri împotriva tuturor, încercând să atingem o majoritate de unioniști la Chișinău și să înfăptuim această unire. Nu este un proiect utopic, doar că avem nevoie să avem mai multe pârghii, mai multe unelte la îndemână ca să reușim să facem această unire. Avem nevoie de sprijin din partea tuturor instituțiilor statului. Dar în acest moment, din păcate, clasa noastră politică este una mică. Mică de tot și riscăm și noi ca popor să fim la fel de mici. Noi ne dorim o Românie mare, noi ne dorim o Românie demnă și puternică și tocmai de aceea este această candidatură independentă. De ce independentă? Bănuiesc că ar trebui să fie partide multe care să vă fie ofertat. Îmi răspundeți, știți, imediat la întrebare, dar așteaptă cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara dumneavoastră, bună seara domnului Simion. Bună seara. Domnule Simion, mi-aduc aminte cât de frumos a fost acum un an pe 27 martie la Chișinău. Vă aduceți aminte ce atmosferă? Desigur, și noi am organizat manifestația, a fost Piața Marii Adunări Naționale plină și mă bucur că au participat mulți buzoieni în frunte cu domnul primar Constantin Toma. Da, și vreau să vă aduc aminte și să reintrați în acea atmosferă, acea energie, acea vibrație puternică de acolo, din piața aceea, și mi-aduc aminte cu plăcere și de faptul când ați vorbit dumneavoastră. E bine să simtă cât mai mulți români ca dumneavoastră și eu vă declar că am spus undeva că nu vreau să mor până când România nu va fi întreagă și să ne ajute Dumnezeu lucrul ăsta și să ne ajute tuturor ca România să fie mare. Doamne ajută! Nu? Și mi-aduc aminte cu mare plăcere de ce a vorbit domnul primar Toma și domnul președinte Băsescu, cât curaj au avut, dacă putem spune așa, pentru că ați simțit și o atmosferă oarecum de altă natură, din alte părți. E normal, nimica bun nu se câștigă ușor. Dar faptul că au vorbit clar
răspicat, nu avem nimic cu poporul rus, dar să ne lase în pace, respectă cultura poporului rus, cum a declarat domnul Toma, domnul primar, respect cultura poporului rus, care este o cultură enormă în toată lumea, și în rest să ne lase în pace. Da, ne ajută să reușiți. Eu unul vă susțin din acest punct de vedere și să duceți mai departe acea energie din piața din ziua de 27 martie de anul trecut la Uniunea Europeană și să reușim ceea ce ne-am propus. O să reușim, vă mulțumesc mult pentru mesaj. Să știți că acea energie, din păcate, și toate speranțele noastre le-am simțit de multe ori trădate de către actuala clasă politică, dar e de datoria noastră să continuăm lupta și nu o să murim, o să reușim să facem unirea și să facem iarăși România mare, doar că trebuie să contribuim cu toții. De exemplu, o piedică foarte mare în calea candidaturii noastre ca independenți la Parlamentul European este strângerea a 100.000 de semnături și fac un apel și pe această cale și la dumneavoastră și la toți prietenii care simt românește, la toți patrioții, să descarce un tabel de semnături și să îl completeze ei cu semnătura lor și cu semnătura prietenilor și familiei. Asta e piedica numărul 1 pe care ne-a pus-o clasa politică, ca să nu vină oameni din afara sistemului. Trebuie să strângem 100.000 de semnături. Așa că mă bazez și pe semnătura dumneavoastră și după aceea puteți lăsa la sediul nostru de aici, din Buzău, strângem semnăturile pe strada Panduri 5A la biroul de asigurări, strângem semnături din tot județul. Există însă și o caravană și cred că o să merge și în județ să strânge semnături personal, să întrebați pe buzoieni, să vorbiți cu ei, să întrebați ce îi doare cel mai tare și care este ideea lor despre mesajul pe care îl aveți. Vă întrebam mai devreme despre partidele politice. Partidele politice, clasa noastră politică. Așa spune majoritatea, da. Am avut oferte să fiu parlamentar, puteam să fiu acum în Parlamentul României din partea unor partide politice, dar ar fi însemnat să trădez într-un fel cauza noastră civică, arondându-mă unui partid sau altul, asumându-mi interese și greșeli înfăptuite de alții, ar fi trebuit să intru într-un joc de interese care nu cred că ar fi făcut cinste idealului pentru care noi luptăm. Ei bine, am ales drumul greu. Cu siguranță aș fi putut opta pentru un loc călduț la unul sau altul dintre partide, dar am ales drumul greu al unei candidaturi independente, pentru că trebuie să afirmăm pentru Mișcarea Unionistă strict acest mesaj al unității românilor, a reprezentării românilor din țară, din afara granițelor actuale și de pretutindeni în Parlamentul European. Este calea cinstită, dacă vreți. Astfel simt că nu am trădat pe colegii mei, nu am înșelat așteptări și nu m-am dus lângă un personaj sau altul care poate să aibă diferite schelete în dulap. Eu sunt un candidat curat și de asta vreau să candidez ca independent, fără schelete în dulap. Înțeleg că nu aveți nicio legătură cu demersul pe care l-a pornit cu câțiva ani în urmă Traian Băsescu. Nu știu ce demers a pornit Traian Băsescu. Noi luptăm pentru meeting-ul de care v-am zis, a fost în 2006. Am început activitatea organizației pe care o conduc, Platforma Unionistă Acțiunea 2012, în anul 2011, unind organizațiile civice care militau pentru acest deziderat din România, Republica Moldova și diaspora. Ca urmare a unor acțiuni mari înfăptuite în 2012 de către Mișcarea Unionistă, în 2013, în ultimul an de mandat, l-am auzit pe președintele Traian Băsescu că a vorbit deschis că următorul proiect de țară al României este unirea cu Republica Moldova. Ne-am bucurat, am salutat, ar fi fost nevoie de el mai devreme, nu în ultimul an de mandat, dar totuși a fost primul președinte care a spus
acel lucru. Suntem un pic supărați că președintele Traian Băsescu, atunci când a venit în politica din Republica Moldova, nu a rămas acolo, nu a construit acolo, nu s-a luptat pentru a uni unioniștii din diferitele tabere politice. Avem nevoie mult în societatea românească de pe ambele maluri ale Prutului de unire, nu de dezbinare. Trebuie să fim împreună și ca mișcare unionistă și ca patrioți, ca români. Noi dacă nu ne unim și stăm în doctrina zilelor noastre, în învrăjbire, nu o să reușim să facem treabă. Trebuie să ne unim eforturile și să găsim cei mai buni în fiecare. Și sunt bucuros că aici la Buzău, la lansarea pe care am avut-o ieri, au venit oameni de valoare din diferite zone sociale, dacă vrei, și din diferite zone politice, animați de acest ideal al unirii. Aveți conservatorii buzoieni, aveți o tradiție și o istorie de care puteți să fiți mândri. Cândva Buzăul a fost mare. Trebuie să fie iarăși mare, la fel cum și România trebuie să fie iarăși mare. Sunteți susținut de primarul Constantin Toma. A fost prezent și el la lansare. Sunteți susținut de mai multe oficialități din Buzău, de unul dintre profesorii HD-ului care a inițiat un proiect tare frumos, fratele meu de peste Prut, doamna profesor de istorie Elena Năstăsoiu, de preotul Milea, n-a fost prezent ieri, dar își anunțase, înțeleg, intenția de a vă susține. Sunt foarte mulți oameni care au încredere în dumneavoastră. Epigramistul, publicistul, avocatul Mihai Sălcuțan, generalul în rezervă Stan Petrescu, coordonatorul campaniei pe județul Buzău Ion Nicolae, sunt oameni valoroși și am văzut de la domnul primar multe alte personalități despre care nu se știa, personalități ale Buzăului. Eu sunt mândru de cine sunt și prin identitatea mea regională sunt din Vrancea și știu că întotdeauna buzoienii au fost oameni pe care ne-am putut baza și în istoria neamului nostru. Sper prin intermediul acestor oameni să ducem pe plan local cauza unionistă, Buzăul fiind de altfel județul și municipiul care se află în topul prezenței lor în Republica Moldova prin înfrățirea cu raionul Soroca și înfrățirea cu municipiul Soroca care se află la Nistru. Țara noastră este de la Nistru până la Tisa, cum a zis poetul, și e bine să securizăm granița noastră naturală care este Nistru, bătrânul Nistru. Prutul, oricine l-a trecut, cred că a putut vedea că este un mic râuleț care nu poate constitui o frontieră naturală pentru neamul nostru. Sunt mândru de susținătorii pe care îi am aici în Buzău. Sunt oameni de calitate. M-a impresionat discursul domnului primar, discursul doamnei profesoare Năstăsoiu și a celorlalți vorbitori și cred cu tărie că această tradiție a Buzăului care a dat oameni mari României nu moare și aveți aici respect față de neam, respect față de istorie. Din păcate, trăim vremuri în care istoria nu se mai face la școală. Trăim vremuri în care ne vindem singuri pământurile, ne omorâm singuri animalele și în care refuzăm să luăm înapoi ce este al nostru. Trebuie să luăm înapoi ce e al nostru, atât teritorial, cât și ca renume, cât și ca anvergură. Putem juca rolul unui actor geopolitic regional important. Avem această capacitate și ca dimensiune și ca populație. Trebuie doar să vrem. Actuala clasă politică mică a României nu are această anvergură. Nu vrea decât să-și păstreze privilegiile, nu vrea decât să-și păstreze funcțiile care provin cumva din sistemul comunist și din sistemul de ocupație sovietic, dacă vreți. După al doilea război mondial s-a întors o lume pe dos. Ordinea românească, instituțiile românești au fost înlocuite cu unele de import, de împrumut. Au venit ulterior patrioți români, au construit
această țară și au muncit bunicii mei, au muncit părinții mei pentru a construi o țară demnă și pentru bogăția neamului ăstuia. Ne-a fost furată, a fost totul distrus, nu știm încotro ne îndreptăm toată industria, agricultura este tributară unei mafii a pământurilor, vedem mafii și complicități peste tot, vedem un jaf antinațional, că nu-i vorba doar de corupție, este un jaf antinațional la un nivel mult mai mare, mult mai mare, și dacă nu înțelegem ce se întâmplă cu noi și de ce nu se vrea ca să se facă istorie în școli, de ce nu mai există educație patriotică, de ce nu ne creștem copiii cum trebuie, o să ajungem să fim mai nimănui, niște consumatori într-o piață mare, o să ajungem doar să consumăm și să nu ne mai afirmăm pentru cine suntem. Nu zice nimeni că suntem buricul pământului, dar avem și noi lucruri bune. Avem lucruri care să ne mândrim. Probabil suntem țara care are cel mai puțin respect de sine. Nu mai ne stimăm noi pe noi, nu ne mai respectăm noi pe noi. Și doar atunci când vine un străin să ne laude, cum a venit președintele Parlamentului European, Donald Tusk, crește inima noi, că ia uite, așa e. Da, așa e. Avem motive cu care să ne mândrim. Dacă ar veni un român să zică lucrurile pe care le-a zis Donald Tusk, imediat i-am sărit în cap și i-am dat în cap. Nu, trebuie să ne unim, fraților. Asta este doctrina. Nici dreapta, nici stânga. Doctrina este una unionistă, a unirii. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Televizorul mai încet, o să vă rog să-l dați și apoi... Da. Să-l opresc, chiar, stați o clipă să-l opresc, ca să n-am probleme. Vă rog, da. Și vă așteptăm cu întrebare. Da, vă întreabă invitatul meu cum vă numiți, dacă vreți să ne spuneți numele, e bine, dacă nu... Gheorghe, sunt membru PSD. Așa. Da, eu am mai vorbit cu dumneavoastră, dar vreo 4-5 luni încoace nu mai vorbesc. Din ce motiv? Sunt de acord cu domnul George Simion, da? Sunt, e o utopie ce spune, da? Niciodată cei de afară nu ne vor lăsa să fim ceea ce suntem în România. Da? Mă uitam aseară, eu sunt membru PSD și mă apucă dracii când l-am văzut pe domnul Dragnea, care a făcut pe nebunul că se omăresc alocațiile pentru copii. Domnule, copiii sunt viitorul acestei țări, domnule. Este corect. Da? Da? Ce măgărie poate să... Deci eu, dacă eram membru PSD și eram președintele, le mai dădeam încă o dată, le dublam alocația, domnule. Pentru că dacă fără copii și fără viitorul acestei țări, suntem vai de capul nostru, da? Mă uitam astăzi, cum să vă uita doamna Chioveși? Lăsați-mă să vorbesc. Chioveși că este atacată. Nu, domnule, doamna Chioveși a băgat oameni în pușcărie, a omorât oameni, da? E punctul dumneavoastră de vedere. Dar haideți să nu ne depărtăm prea tare de la tema emisiunii. Spuneați că este o utopie ce vrea să facă domnul George Simion. Dacă aveți o altă întrebare... Ce vrea să facă domnul George Simion, da? Ce vrea să facă domnul George Simion? Păi asta tot ne explică de când a început emisiunea. Niciodată în România, da? Suntem vai de capul nostru. Niciodată un europarlamentar care merge pe candidatură separată de partid, nu va ajunge europarlamentar. Bun, eu vă mulțumesc că ați intervenit să domnul ne spuneți ce părere aveți. Domnul Gheorghe, mulțumim mult. Nu vă împărtășim scepticismul. Am înțeles și vă respect opinia despre viitorul neamului care sunt copiii. Într-adevăr, fără politici pronatalitate, fără a încuraja românii să facă copii fără a le asigura un minim acestor copii este foarte greu și de asta politicile pro-natalitate, pro-viață trebuie să ocupe un rol important. Îmi pare rău că partidul din care faceți parte v-a dezamăgit. Pe noi ne-au dezamăgit toate partidele politice și de asta avem o candidatură independentă.
dar nu mai putem sta în genunchi, nu mai putem să ne plângem de milă și să spunem că suntem cei mai proști din Europa. Nu suntem cei mai proști, avem dreptul la acest proiect unionist, avem dreptul la unire și o vom înfăptui. Dar trebuie o schimbare de optică, o schimbare de gândire, o schimbare de atitudine, domnul Gheorghe. Altfel, o să vedeți și o să fiți întotdeauna dezamăgiți de președintele partidului din care faceți parte. Ne oprim pentru publicitate, revenim în câteva minute și aflăm povestea impresionantă a invitatului meu, pentru că nu a apărut chiar acum cu această idee, are o istorie lungă de luptă pentru a susține ceea ce spune și în emisiunea noastră. Revenim imediat.